Ziua minorităților este sărbătorită în data de 18 decembrie, iar la Câmpul Lung a fost celebrată mai devreme printr-un eveniment inedit. Reprezentanții etnicilor rom din Mușcel au luat decizia ca anul acesta să marcheze această zi printr-un atelier în aer liber, iar locația a fost târgul săptămânal de la Voinești, comuna Lărești. Am vrut să organizăm o altfel de festivitate de Ziua Minorităților Rome. Am hotărât împreună cu colegii mei de la Partida Romilor să ne lăsăm de obiceiul ăsta, să facem niște ședințe în sală, spunem 7-8 vorbe și după aceea zicem că abifact acțiunea. Eu sper că e un lucru reușit, dat fiind faptul că să ne aflăm într-un târg unde vine foarte multă lume și care sunt dornici să vadă ce se întâmplă aici în micul nostru atelier. Le-a și plăcut la foarte mulți, e un atelier de creație în care trebuie să vedem cum munceau și cum trăiau și își iau existența străbunii noștri în urmă cu sute de ani. E vorba de cei care fac podcoave pentru cai, caiele și alte lucruri din metal, de vorba de cei care prelucrează lemnul, linguri, târne, coșuri, măturoaie. Deci sunt lucruri cu care oamenii ăștia și-au câștigat existența foarte mult timp. Asociația Partida Rome Pro Europa, filiala Câmpul Lung, a organizat un workshop cu copiii din satul Lărești, cu vizitatorii care sunt în târg, vizând meserile tradiționale ale etniei romilor. Aveți aici obiceiul străvechi, meseria de fierar, care face podcoave. Singurul, să spunem, care a mai rămas supraviețuitor sunt în satul Jupânești, comuna Coșești. Avem de asemenea cioplitori în lemn, o meserie care înarge și e pe cale de dispariție. Ea este specifică mai mult județului Vâlcea. Și avem aici un meșter popular care a moștenit din familie să facă linguri și de asemenea, observați, avem în spate alți meșteri care fac târne. Cu târnele, iarăși, e o tradiție care e pe cale de dispariție, din păcate. Copiii sunt curioși, dar nu prea îmbracă meseria care le-ar asigura viitorul. Aici, cei prezenți au putut să privească modul în care se confecționează lingurile de lemn, târnele, coșurile din nuiele și măturoaiele. Mergem pe coastă, aducem bețe, legăm, uite, astea, toartile astea, după aia facem spetiezile astea, le punem pe ele. A doua zi facem prăștii de-astea, după bețe de-alea de alunice, după bețe de-astea le facem. Ea, câte după o bețe de-astea, le scoatem, uite, așa, le scoatem după el, de aici, așa, le scoatem, uite, așa. Le scoatem, uite așa, le scoatem, le subțiem, uite așa facem. După aia ne trece câte o zi întreagă de facem numai prăștile astea. La a doua zi facem spetiezile astea, dar e mai late, dar acum n-am avut la mine. Așa, a treia zi legăm asta și punem pe el. Hop! Hop! Ei, uitate! Ia uite-o! Hop! Hai, tate! Ia uite-o, tate! Hop! Hop! Asta e munca lingurarului, domnule! Îi vedea una dacă se merge! O vedeți? Fac! Faceți unul aici, că n-am luat uneltele! Degeaba s-a pus, că nu-i să faci. Lucrează aici de... Atracția principală a fost atelierul de firărie, acolo unde doi etnici din Coșești au confecționat pe loc podcoave. Ce mă
Invitat la eveniment a fost și primarul comunei Lărești, dat fiind faptul că în comuna pe care o conduce se află o mare comunitate de etnici romi. După cum știți, și în comuna Lărești avem în satul Pojorâta un cătunt, de fapt un sat de minorități de romi, rudari, cum le spunem noi, care se ocupă cu, din păcate, mult mai puțin față ca înainte, dar sper să reînviem și această tradiție, cum am reușit să le aducem și pe celelalte, să le scoatem la lumină. Confecționarea măturilor, a trâmnelor, cum a furcilor, greble, tot ce ține, pentru că se pot obține un venitul și din aceste meșteșuguri. Evenimentul a fost unul extrem de apreciat de cei prezenți în târgul din Voinești, foarte mulți dintre vizitatori arătându-se mirați de faptul că aceste tradiții nu s-au pierdut.